Antrenorul Andrei Prepeliță și fundașul Grigore Turda au apărut joi în fața jurnaliștilor pentru a prefața în obișnuita conferință de presă a echipei FC Argeș jocul din Superligă, următoarea adversară fiind revelația începutului de sezon Rapid București, pregătită de piteșteanul Adrian Mutu. Suntem în fața unui meci greu, jucăm împotriva echipei care în ultimele două etape a câștigat contra unor echipe care se bat la campionat, FCSB și Craiova, plus prima etapă în care au pierdut la Cluj, dar știți foarte bine, au ratat acel penalt în ultimul minut. Deci o echipă foarte bună, vom juca într-o atmosferă care va pune presiune pe noi. Sperăm ca jucătorii să reacționeze bine. Ultimul nostru joc contra celor de la Rapid pe Național Arena nu a fost așa cum trebuia și am spus-o atunci că poate unii jucătorii nu au făcut față presiunii. Modificări în lot față de partida cu... Nu, la fel, Șerban încă este accentat, a început ușor să intre cu echipa. Știți foarte bine, Ganea nu mai face parte din lotul nostru. În rest, suntem aceiași. Greab sau Straton? Nu m-am hotărât. Cătălin a făcut o partidă bună, dar au fost și plusuri și minusuri. A apărat acel penalti, a avut după aia câteva intervenții bune, dar a făcut și o greșeală la primul gol. Vreau să întreb, cu ce te simți mai bine în centru? Sestor sau cu Marius Constantin? Bună ziua! Cu amândoi nu pot să zic că nu pot să aleg unul, amândoi sunt jucători foarte experimentați de la care am ce învăța și nu contează cu cine joc. Eu zic că am acumulat experiența, au trecut 2 ani de Liga 1 pentru jucătorii mai vechi, plus și noi care au venit cu experiență, cred că astea sunt meciurile frumoase, cred că oricine așteaptă meciuri de genul ăsta și cred că o să fie o motivație în plus jucând pe un asemenea stadion și cu public probabil numeros. Meciul dintre Rapid București și FC Argeș se va disputa sâmbătă seara, de la ora 21:45 de minute, în Infernul din Giulești. A doua reprezentantă a județului nostru, în primul eșalon fotbalistic, CS Mioveni, va juca pe teren propriu, în fața vicecampioanei FCSB, meciul fiind programat pe stadionul orășenesc tot sâmbătă, dar de la ora 19:00.